Controlele efectuate de comisii mixte la căminele de bătrâni din județul Gorj au scos la iveală numeroase ilegalități. Verificatorii au dat amenzi după ce ieri au mers la cămine private. 7 astfel de unități au fost verificate în prima zi, când a fost descoperit și azilul ce funcționa ilegal în Țicleni. Am verificat 7 centre din cele private. Astăzi ne-am propus să verificăm centrele de plasament, apartamentele. Sunt 17 și pentru miercuri avem de verificat 7 centre pentru persoane cu dizabilități ale DGSPC-ului. Acesta este planul. Centralizarea se face în acest moment și se trimite până în ora 12 pentru fiecare zi către Ministerul de Interne. Există într-adevăr și amenzi. Amenzile pentru ce anume? Multe aspecte. Cam toate instituțiile au intervenit și au dat amenzi, de la condiții de igienă până la funcționare neautorizată a unuia din centre găsit ieri la Țicleni. La Țicleni, Comisia de Verificare a descoperit că azilul nu avea licența pentru a putea desfășura activități de asistență socială, iar activitatea a fost oprită. S-a luat măsura ca bătrânii cazați acolo să fie transferați. Prefectul de Gorj nu știa azi ce s-a întâmplat cu cele 7 persoane, despre care presa locală a relatat că au fost cărate prin curți ca să se evite contactul cu jurnaliștii. Există mai multe informații care nu s-au corelat și tocmai de asta am dispus încă o dată să mai fie echipe în teren. Astăzi la Țicleni și de asemenea am cerut instituțiilor implicate un raport pe acest subiect al centrului neautorizat de la Țicleni, atât OPC-ul, poliția, DSV-ul și AJPIS. Peste 30 de centre pentru bătrâni și copii cu dizabilități funcționează în județul Gorj, acestea urmând a fi verificate până vineri.